Doi dintre fotbaliștii care se află în cantonament la Sinaia alături de restul galbenverzilor de la CS Mioveni l-au convins pe Popică de faptul că au calitățile necesare pentru a face parte din gruparea argeșeană. Ionuț Pop a luat mai mulți jucători în probe la Sinaia și se pare că doi dintre cei aflați acolo au acceptat deja să semneze imediat cum se întorc din cantonament. Este vorba despre fundașul central Adrian Iordache și portarul Cristian Hăisan. Cei doi au ajuns la un acord cu Dumitru Olteanu, care s-a deplasat special la Sinaia pentru a negocia cu ei. Fotbaliștii au decis să semneze pe o perioadă de 2 ani.